Așa cum simțământul prezenței lui Dumnezeu a coborât în inimile noastre în timpul rugăciunilor și a cântărilor, mă rog să se întâmple și în momentul în care Evanghelia va fi predicată în această dimineață. Dumnezeu să coboare în inimile noastre, să transforme viața noastră și să lase în urmă binecuvântare și cercetare. Mărit să fie Dumnezeu! Frați și surori, pe fiecare dintre dumneavoastră astăzi vă binecuvintez în numele Domnului. De fapt, deja când spun vă binecuvintez, înseamnă în realitate că v-am îmbogățit. Și la plecare din casa Domnului suntem cei mai bogați oameni din lume. V-ați dat seama deja că nu mă refer la partea aceasta materială a vieții, ci am în vedere ceea ce zice cuvântul lui Dumnezeu, anume că binecuvântarea lui Dumnezeu îmbogățește. Și El nu lasă să fie urmată de nicio nenorocire. De aceea merită și astăzi să mărim numele Domnului și să fim îmbogățiți de harurile Lui cele mari. Vreau să vă spun sincer, am venit la dumneavoastră weekendul acesta cunoscând echipa care vă slujește aici, aceste binecuvântări pe care vi le-a dat Dumnezeu, care vă conduc spre Cel Preasfânt și care vă asistă și vă conduc pe drumul acesta al apropierii de Cel Preasfânt. Și vă spun sincer că pe noi ne-a mânat la dumneavoastră curiozitatea. Să nu mai spuneți niciodată că genul acesta de oameni mor repede. Să știți, curiozitatea este un instrument de cercetare extraordinar. Vă aduceți aminte, despre Zacheu se spune că el căuta să vadă care este Iisus. La noi în biserică au venit oameni pentru prima dată să vadă ce se întâmplă, Domnule, acolo, de ce merge atâta lume acolo. Și știți ce s-a întâmplat cu ei? I-a cercetat Dumnezeu și le-a mântuit Dumnezeu viața. Ori mă rog lucrul acesta să se întâmple poate astăzi aici cu cei care sunt pentru prima dată, pentru a doua oară, pentru a treia oară. Iar aceia dintre noi care suntem puternic ancorați în culoarul acesta care duce spre Dumnezeu, în calea cea îngustă, mă rog, Dumnezeu Sfântul să ne întărească pașii pe drumul acesta. Haideți să stăm ridicați pentru a citi un cuvânt din Scripturi care ne va sluji în această dimineață, atât mie cât și fratelui Valer. Deschidem Scriptura în Luca, în capitolul 12, și vom citi de la versetul 16 până la versetul 21. Aici, cuvântul lui Dumnezeu, la pagina 1005, spune astfel. Luca 12, citesc de la versetul 16 până la versetul 21. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng roadele, iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Vă spun sincer că am rămas așa plăcut surprins de felul în care a decurs închinarea în această dimineață și printre altele chiar l-am întrebat pe fratele Teo dacă cântările acestea au fost alese dinainte sau frații care ne-au condus în închinare în această dimineață au potrivit cântările cu mesajele care vor fi anticipând cumva partea aceasta de vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Și mi-a zis, frate, nu, totul e pregătit dinainte, frații repetă, se roagă, stau înaintea lui Dumnezeu pentru că vor să creeze o atmosferă de închinare în care fiecare să fim pătrunși de Duhul acesta lui Dumnezeu și mai aproape de Cel Preasfânt. Și am rămas impresionat pentru că ultima cântare cu care ne-am închinat înaintea lui Dumnezeu în această dimineață deschide drumul acesta al predicării Evangheliei. Dacă vă aduceți aminte, am cântat Domnului despre minunăția pe care o aduce El în viața noastră, despre schimbarea pe care El o face și mesajul pe care doresc să vi-l împărtășesc acum, în primă instanță, l-am așezat sub următorul titlu, este o întrebare directă, poate veți spune unii dintre dumneavoastră fără anestezie, da, așa este, ce faci cu viața ta?
Când vorbim despre viață, sunt oameni care trăiesc cu impresia că moștenirea lor va fi pământul. Sunt unii și probabil că v-a fost dat și dumneavoastră să stați de vorbă cu astfel de persoane care nu fac diferența între basm și realitate, care cred cumva că sunt nemuritori, că pe ei nimeni și nimic nu îi va atinge. Nu e așa că spre înțelegerea faptului că suntem trecători, ochii noștri se deschid treptat? Spunea cineva așa de frumos că viața este darul lui Dumnezeu pentru noi, iar felul în care ne trăim viața este darul pe care noi îl facem lui Dumnezeu. Și îndemnul Scripturii pentru fiecare astăzi, indiferent că suntem creștini cu vechime, indiferent că unii dintre dumneavoastră poate veniți pentru întâia dată în locul acesta, îndemnul Scripturii pentru toți oamenii este următorul: să trăim frumos. Și să știți că acest imperativ, să trăim frumos, nu își are sensul în relație cu bogățiile lumii acesteia, nu își are împlinirea în relație cu a fi cineva aici în societate, ci cuvintele acestea își au rostul numai și numai în relație cu Dumnezeu. De aceea vă îndemn să trăim frumos. Dar unii dintre noi în viață am avut parte de niște șocuri pentru a ne trezi. Pentru a ne trezi cumva la această realitate la care dorește Dumnezeu să ajungem. Să ne dăm seama că viața e mai mult decât ceea ce se vede. Să ne dăm seama că viața e mai mult decât un verb, decât a strânge mai mult, mai mult și mai mult, că la urma urmei totul este în zadar, că știm că totul se duce. Și dacă nu mă credeți pe mine, dumneavoastră care sunteți localnici, ieșiți afară, aruncați-vă privirile spre Orșova Veche. Am pătruns ieri puțin din istoria locală. Am înțeles puțin aici la dumneavoastră ceea ce înseamnă că degeaba strângi cât strângi, că la un moment dat toate se duc. Știți ceea ce rămâne? Ceea ce strângem împreună cu Dumnezeu. Unii dintre noi așadar am avut parte de niște șocuri pentru a ne trezi. La fel s-a întâmplat și în viața mea. Eram la Oradea student prin anul 2010 și după ultimul examen pe care l-am dat în sesiunea aceea de examene, doi colegi de-ai mei au murit într-un accident de motocicletă. Și câteva zile, câteva săptămâni și luni am stat și am fost pătrunși de durerea aceasta și ne-am gândit: Doamne, cum de-ai îngăduit una ca asta? Doamne, de ce ai lăsat să se întâmple una ca asta? Și ne-am dat seama și atunci și trăim cumva cu sentimentul acesta intens că viața este trecătoare, că viața se duce atât de repede. Nu ne-am trezit bine, mai ales eu și soția mea, din șocul acesta, că la distanță scurtă de evenimentul acesta tragic a urmat un altul. Șeful soției mele, chiar din Timișoara fiind, că a fost pomenită localitatea aceasta astăzi aici, a murit tot într-un accident de mașină. Și am stat încă o dată și ne-am gândit: Doamne, dar ce este viața aceasta? Au trecut câteva săptămâni, da? De când un copil de 13 ani, căruia diavolul i-a răpit toată copilăria, s-a dus la seiful tatălui său, a luat o armă și a ucis atâția elevi. Și de atunci și până în prezent suntem zguduiți și cumva cu mintea și la evenimentul acela. Și, dragii mei, în dimineața asta suntem în casa Domnului dorind ca Dumnezeu Sfântul să ne vorbească încă o dată, dorind ca Dumnezeu să se atingă de noi astfel încât viața aceasta pe care o trăim să fie una predată Domnului și spun: Doamne, ajută-ne! E chiar nefericit să vezi că sunt atât de mulți oameni care au o perspectivă greșită despre ceea ce înseamnă viață. Oameni pentru care a trăi aici pe pământul acesta nu înseamnă nimic altceva decât a aduna mai mult, a face mai multe, iar Dumnezeu este undeva suspendat în mintea lor, neinteresați de ce zice El, neinteresați de ceea ce poate să facă Dumnezeu cu un om. Dar îl binecuvintez pe Cel Preasfânt pentru că marea majoritate dintre noi am fost copleșiți de harul acesta. Am experimentat ce înseamnă mâna binecuvântată a Domnului îndreptată înspre noi. Este o binecuvântare care creează dependență de Dumnezeu. E o binecuvântare care creează dependență de Cel Preasfânt să-și pună Domnul în continuare mâna peste noi. O înțelegere greșită despre viață a avut și bogatul despre care am citit în această dimineață. Știți care este diferența dintre el și noi?
că spre deosebire de El, noi mai putem face ceva. Suntem în casa Domnului, da, Dumnezeu lucrează, Duhul lui Dumnezeu ne cercetează și avem nădejdea aceasta că în zonele acelea ale inimii noastre în care ne cercetează Dumnezeu, putem să mai schimbăm ceva, putem să aducem înnoiri. Și, dragii mei, nu mai spuneți că nu se poate, ba da, se poate, la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Și bogatul acesta a avut o foarte mare problemă. Să știți că problema lui în primă instanță n-a fost bogăția. Nici sărăcia, nici bogăția nu sunt virtuți în sine. Problema cea mai mare a acestui om a fost că el a crezut că poate și fără Dumnezeu. Și din nefericire sunt atât de mulți oameni astăzi care spun, domnule, se poate și fără Dumnezeu. Nu fac parte din categoria celor care îi condamnă pe astfel de oameni pe care Dumnezeu îi binecuvintează nespus în perspectiva vieții trăite pe pământ. Da, Dumnezeu poartă de grijă, dar noi știm că pâinea trebuie plătită, Dumnezeu poartă de grijă, dar noi știm că facturile trebuie plătite, știu că deja vă aduceți aminte Psalmul 127 cu 2, preobiților lui ele dă pâinea ca în somn. Dar înaintea versetului 2 există un verset întâi care spune că noi trebuie să lucrăm nu de unii singuri, ci să lucrăm împreună cu Dumnezeu. Noi trebuie să veghem, dar nu ca și când totul ar sta în mușchii noștri și în forța noastră. Noi trebuie să facem totul, dar împreună cu Dumnezeu. Într-una din zile, omul acesta se trezește și, dacă ați fost atenți la lectura Scripturii din această dimineață, în versetul 17, el are o foarte mare frământare. Dar nu-i frământarea aceea care poate de multe ori ne dă nouă târcoale în viață. Știți, intră salariul și ne gândim, mai sunt încă 10 zile din lună până la următorul salariu, ce voi face ca să-mi ajungă banii? Nu este vorba despre drumul acela pe care trebuie să te duci al investigațiilor medicale, știind că poate ceva se simte în corp și pui întrebarea, bun, ce voi face cumva, anticipând că doctorul va zice ceva rău. Omul acesta avea alte frământări. Putre de bogat, zice Scriptura, cu hambare prea mici pentru producția din anul respectiv, el zice, ce voi face? Pentru că mă uit la tot ceea ce am construit în anii care au trecut, mă uit la prezentul acesta al vieții mele și hambarele pe care le am sunt neîncăpătoare. Ce voi face? N-au fost întrebări pe marginea suferinței. N-au fost întrebări existențiale, încurcături și așa mai departe, nu. Ce voi face? Dragii mei, am luat întrebarea aceasta pentru a aduce cumva mesajul acesta pe care v-am spus că l-am așezat sub titlul Ce faci cu viața ta? Pentru că vreau să ne întrebăm noi la modul cel mai serios ce facem cu viața noastră? În societatea lui Banii Vorbesc, bogatul acesta a vrut să fie o voce puternică. Și a zis, dacă strâng mai mult, îmi pun numele pe hartă, dacă voi avea și mai mult, voi fi într-adevăr cineva. Vreau să vă spun că ceea ce dăinuie peste veacuri este omul care își leagă viața de Dumnezeu. Vreau să vă spun că ceea ce rămâne de-a pururi este omul care își leagă viața de Cel Preasfânt. Haideți să ne aruncăm privirile în textul acesta și să vedem ce a făcut omul respectiv. Și oarecum din felul în care el a lucrat să înțelegem ce să nu facem și prin comparație să căutăm, cum am spus deja, da, să ne predăm viața în mâinile lui Dumnezeu. Știți care e prima greșeală pe care a făcut-o bogatul din textul pe care l-am citit? Prima greșeală este următoarea, planuri fără Dumnezeu. Fac parte din categoria creștinilor care cred că este în regulă să-ți faci planuri de viitor. Planuri pentru viitor. Sigur că acestea trebuie să fie planuri sănătoase. Sigur că acestea trebuie să includă rugăciunea, călăuzirea, căutarea voii lui Dumnezeu. Sigur că da. Privesc în urmă în ce mă privește pe mine și stau înaintea dumneavoastră și vă spun sincer. Au fost planuri pe care Dumnezeu mi le-a dat peste cap și spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat planurile peste cap, pentru că am văzut că drumul Tău este mai bun. Dar privesc în același timp în urmă și văd planuri pe care le-am gândit, am stat, m-am rugat pentru ele, am chibzuit asupra lor și pot să spun, Doamne, îți mulțumesc că planurile acelea au fost duse la capăt. Vreau să știți că întotdeauna, dar absolut întotdeauna, voia lui Dumnezeu este mai bună.
Cred că bogatul acesta se înscrie în galeria celor despre care a zis cineva în felul următor: dacă vrei să-L faci pe Dumnezeu să zâmbească, vorbește-I despre planurile tale. Și să recunoaștem, dragii mei, că au fost momente și n-am nicio îndoială, vor mai fi momente în care între ceea ce vrem noi și ceea ce vrea Dumnezeu va fi o prăpastie fantastică. Dar omul acesta, mânat cumva de numărul mare a bogăților pe care le-a strâns, se trezește într-o zi, uitându-se spre tot ceea ce are, și dacă vă uitați în versetul 17 spune cuvântul lui Dumnezeu, el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Și între versetul 17 și versetul 18, probabil că au fost tot felul de frământări. Probabil că au fost implicați consilieri financiari, fermieri, ingineri în construcții, dar fiți atenți, nu Dumnezeu. Dar nu-L interesează pe Dumnezeu preocupările noastre? Dar nu-L interesează pe Dumnezeu ceea ce facem noi la locul de muncă? Nu-L interesează pe Dumnezeu numai dimensiunea aceasta duhovnicească a vieții noastre și atât? Pe Dumnezeu îl interesează ființa ta, de dimineață și până te culci, și în intervalul dintre somn și trezitul de a doua zi dimineața. Pe Dumnezeu îl interesează viața ta în întregime. Nu ar trebui să facem diferența, bă, sunt la biserică, Dumnezeu e preocupat de mine, Dumnezeu se uită la mine. Dumnezeu te privește și când conduci, Dumnezeu te privește și când ești la locul de muncă, Dumnezeu este interesat de fiecare secundă a vieții tale, de aceea mă rog, planurile pe care le facem, să le facem împreună cu Dumnezeu. Dar bogatul acesta zice, versetul 17, și el se gândea în sine. Probabil că vi s-a întâmplat și dumneavoastră asta, nu? Să vă puneți la somn seara și să treacă jumătate de oră, să treacă un ceas, să vă uitați la cât e ora și n-am adormit încă. Și mintea noastră să fie acaparată de tot felul de gânduri și să ne trezim așa la un moment dat și să zicem, dar stai un pic, eu m-am gândit și am meditat, dar nu m-am rugat. Am căutat să le întorc de pe o parte, pe alta, să mă gândesc, să văd cum, ce să fac. Și am căzut și noi în capcana în care a căzut bogatul acesta. Spune versetul 18, iată ce voi face. Unde vedeți dumneavoastră că el ar fi implicat pe Dumnezeu? Dar ca o paranteză, știți că uneori e periculos să-L implici pe Dumnezeu în planurile tale? Mai ales atunci când tu vrei una și el vrea alta. Chiar dacă e periculos, la final este mai bine. Pentru că, repet, da, au fost momente în care Dumnezeu mi-a dat planurile peste cap. Ce mare diferență între bogatul acesta și Hristos, care acolo în grădina Ghețiman spune, Matei, capitolul 26, versetul 39, anticipând drumul acesta al suferinței care îi stă înainte. Hristos zice la un moment dat, Doamne, îndepărtează paharul acesta de la mine, repet, anticipând suferințele care îi stăteau înainte, dar el merge mai departe și spune, Doamne, totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești? Frați și surori, prieteni dragi, vă îndemn și insist în această dimineață, în viața aceasta pe care o trăim împreună cu Dumnezeu, haideți să facem planuri împreună cu El. Este o foarte mare greșeală pe care a făcut-o bogatul acesta. E o tragedie chiar în viața ta și a familiei tale și a copiilor tăi să te gândești doar ce poți să faci tu fără să te gândești de fel la ce poate să facă Dumnezeu. Haideți, repet, ca toate planurile pe care le facem, să le facem împreună cu Cel Preasfânt. Doamne, ajută-ne în direcția asta. Care a fost a doua greșeală pe care a făcut-o bogatul despre care am citit astăzi? Investiții fără discernământ. Am spus așadar, planuri fără Dumnezeu, apoi investiții fără discernământ. Omenirea a avut parte de niște transformări extraordinare și asta doar în ultimii 200-300 de ani. Gândiți-vă numai așa, de la călătoriile cu trăsura la cele cu avionul. De la mesaje transmise prin porumbei la apeluri video. Oare ce mai urmează? Știți însă o altă transformare prin care a trecut omenirea în ultimii ani? O, dacă primele au fost pozitive și ne bucurăm de ele și zburăm cu avionul, Doamne, fi lăudat, și ne vedem pruncii când suntem la mare distanță, știți o altă transformare negativă? Dragii mei, omenirea asta
mai ales după Hristos, a avut parcă întipărită în sine gândul acesta lui Dumnezeu, a apropierii de Dumnezeu, și foarte multă vreme omenirea a trăit după următoarea deviză: nimic fără Dumnezeu, nihil sine Deo. Noi ceea ce vrem să facem, vrem cu Dumnezeu, noi nu vrem să facem nimic fără Dumnezeu. Dar observați vreo că tranziția de la atitudinea asta, nimic fără Dumnezeu, spre următoarea deviză, omul este măsura tuturor lucrurilor, a avut loc deja. Sau vi se pare că exagerez? Vi se pare că exagerez? Sunt atât de mulți oameni care spun: domnule, omul este măsura tuturor lucrurilor. Și trăim cumva cu impresia asta că, bă, cine suntem noi, că noi suntem totul, că Dumnezeu, că n-avem nevoie de El și altele de genul acesta. Ei, o astfel de gândire greșită îl duce pe om în punctul în care să nu se mai gândească deloc la Cel Preasfânt, să nu mai investească deloc în cele sfinte, ci totul pentru sine. Totul pentru aici și acum. Versetul 17 și 18 spune cuvântul Domnului: nu mai am loc unde să-mi strâng roadele, iată ce voi face, voi strica grânarele, voi zidi altele mai mari și acolo voi strânge toate roadele și toate bunătățile mele. Știți la ce s-a gândit ăsta? Numai la viața trăită în perspectiva dimensiunea acestea fizice. Domnule, eu vreau aici pe pământ nimic mai mult. Nu mă interesează biserica, nu mă interesează sinagoga, nu mă interesează templu, nu mă interesează Dumnezeu, lăsați-mă pe mine cu toate astea. Pe mine mă interesează ca aici lucrurile să meargă bine, ca totul să fie grozav. Sunt astăzi oameni care trăiesc după deviza asta? O, și încă câți? Sunt așa de mulți. De aceea vă întreb, oameni buni, în ce investim azi? În ce investești azi? Timpul, banii, resursele, energia? Dai adevărat, copiii lui Dumnezeu trebuie să fie harnici, cap și nu coadă. Mă bucur când excelează, mă bucur când aud de elevi, de studenți care participă la olimpiade. Dar ascultați-mă bine, preubiților, când aplicarea noastră spre studiu sau spre muncă nu ne mai lasă să venim la biserică sau să ne rugăm, sârguința nu mai e sacrificiu, ci nebunie. Dar am păstrat parcă în noi deviza aceasta, surprinsă până și de Coșbuc în poeziile lui: noi vrem pământ, noi vrem mai mult, noi vrem totul să ne meargă bine aici, pe pământul acesta. Ori într-o zi, zice cuvântul lui Dumnezeu, că totul va trece, totul va dispărea. Știți ce rămâne în urmă? Ceea ce ai investit împreună cu Dumnezeu. Rămân în urmă ceasurile acelea de rugăciune pe care le-ai avut. Rămâne în urmă investiția pe care ai făcut-o într-o familie, poate care pentru o anumită perioadă de timp a avut nevoie de tine, de susținerea ta în rugăciune, materială. Vor rămâne în urmă investițiile pe care le-am făcut în zile ca și acestea, în care ne-am dus dintr-o parte într-alta pentru a face voia lui Dumnezeu, pentru a căuta să-i smulgem pe oameni din ghearele diavolului. Acestea sunt lucrurile care vor rămâne în urmă. Dacă nu, totul este în zadar. Ce vorbesc așadar despre noi alergările zilnice? Vrem hambare doar pe pământ sau și în ceruri? Pentru că asta este ceea ce spune versetul 21, tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Știți, există o expresie, acum drept e că mie nu-mi place expresia asta de fel, dar totuși o să o folosesc în dimineața asta. Spre o persoană căreia îi merge greu, așa rău, financiar vorbind, se folosește uneori expresia sărac lipit pământului. Ați auzit-o și dumneavoastră, nu? Știți că în sfera duhovnicească mai putem folosi o expresie? Știți că unii sunt săraci lipit cerului? Și n-au nimic în cer, domnule, nimic, absolut nimic. Da, hainele-s de firmă pe ei, totul e grozav, totul le merge bine, ca un ceas elvețian, totul e acolo la locul lui, totul e perfect. Dar când vine vorba despre ceea ce au făcut sau continuă să facă pentru Dumnezeu, știți cum sunt oamenii ăștia? Săraci, lipiți cerului. Stăteam într-o zi și mă gândeam că pământul are o alee a celebrităților. Știți dumneavoastră, Los Angeles, Statele Unite. Oare vă șochez dacă vă spun că și cerul are celebritățile lui?
Oare vă șochez dacă vă spun că și cerul ale celebritățile lui? Sunt oameni simpli, oameni care și-au pus viața deoparte pentru Dumnezeu, oameni care și-au pus viața în mâna celui preasfânt. Haideți să lămurim cu Scriptura. Luca 10 cu 20. Acolo începutul capitolului este așa. Domnul Iisus ia vreo 70 de ucenici și îi trimite doi câte doi în diferite sate să predice mesajul acesta al pocăinței, a împărăției lui Dumnezeu care vine peste ei. Și la un moment dat, ucenicii, cei 70, se întorc plini de bucurie. Doamne, am făcut, ne-am dus dintr-o parte într-alta, ne-am atins de ei, vindecări, exorcizări. Doamne, suntem copleșiți de bucurie. Ce-o zis Iisus? Nu vă bucurați de faptul că duhurile vă sunt supuse, ci bucurați-vă că numele voastre sunt scrise în cartea. Bucurați-vă că numele vă sunt scrise în ceruri. Este numele tău scris acolo? Este numele tău scris acolo? Aduce Domnul o ordine în prioritățile noastre și zice, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu. Faceți asta și veți trăi. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și veți vedea o purtare extraordinară de grijă venită din partea celui preasfânt. Ce faci cu viața ta? Bogatul acesta a făcut planuri fără Dumnezeu, a făcut investiții fără discernământ și în al treilea rând și cu gândul acesta vreau să închei, știți ce am mai făcut? Promisiuni fără acoperire. Uneori riscăm să trăim o viață de politician. Nu mă refer la salarii și la privilegii, ci la promisiunile pe care le facem și care rămân neîmplinite. N-am treabă cu promisiunile care ni s-au făcut, ci cu cele pe care noi ni le-am făcut. Să știți că de multe ori între promisiune și neîmplinire nu e neapărat neseriozitate, ci faptul că Dumnezeu are ultimul cuvânt. Fiți atenți la ce s-a gândit omul din lectura noastră din această dimineață. După ce și-au făcut alte hambare mai mari, după ce totul a fost grozav, asigurare pe hambare, tone și zeci și sute de tone de producție, se gândește omul nostru și spune versetul 19, no, am lucrurile rezolvate, totul e perfect, voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani, continuarea, asta ne place și nouă, odihnește-te, mănâncă, bea, și veselește-te. Nu vă întreb, dar vă rog, fiți sinceri, sună bine? Nu sună bine? Odihnă, bucurie, veselie, spatele acoperit, totul era perfect. Pentru că s-a gândit el, dimineața când și-a luat tensiunea, zice așa, 120-80, perfect. Numai ce am venit de la clinică privată, analizele grozave, totul e acolo. Stați, totu-i la grilă, perfect, sănătate de fier. Asigura, ăsta nu se gândea la pensie, că n-avea nevoie de așa ceva. Era putre de bogat. Și zice el, bă, de acum înainte, anii care îmi stau înainte vor fi ani ai bucuriei. Totul va merge grozav, mă voi bucura, lucrurile sunt în regulă. De trei ori vorbește bogatul în textul pe care l-am citit și Dumnezeu o singură dată. Știți cine are ultimul cuvânt, nu? Versetul 20. Dar Dumnezeu. Atât îmi place expresia asta în toată Scriptura. Vă rog, propuneți-vă odată să citiți Scriptura și să urmăriți expresia dar Dumnezeu, atât în Vechiul Testament cât și Noul Testament. Să vedeți numai cât le plănuim noi și le încurcăm noi și citim dar Dumnezeu. Deci omul nostru își face planurile pe care și le face, se uită în oglindă, totul în regulă, dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Dragul meu, crezi că e stăpân pe ziua de mâine? Crezi că e stăpân pe ziua de mâine? Vorbeam cu tinerii noștri la biserică și unii dintre ei nu știu
ce-s cele trei litere HTA? Noi cei mai mulți dintre noi știm. Nu știu ce e glicemie decât că au mai auzit. Farmacie, trec pe lângă ea sau intră în ea când trebuie să cumpere medicamente părinților. Și viața te duce în zona în care ai carduri de la toate farmaciile. Te fidelizezi la toate. Se duce viața. Se duce. Știi cine are ultimul cuvânt în viața noastră? Dumnezeu. Dumnezeu este Cel care are ultimul cuvânt. Nu știu ce promisiuni ți-ai făcut, vorbind cu tine însuți, că mi se mai întâmplă și mie să vorbesc cu mine însumi. A vorbit și David cu sine însuși, a vorbit și bogatul cu sine însuși. Și mai vorbim și noi așa. Și poate ne spunem, totu-i grozav, urmează o perioadă de pace, o perioadă de liniște, numai ce am ieșit dintr-o furtună și zicem, e grozav. Și vin frații și te îndeamnă și spun, omule bun, întoarce-te la Dumnezeu, pocăiește-te, vino și pune-ți viața în rânduială, bă, o să fac treaba asta, dar mai încolo am vreme, nu-i încă timpul potrivit pentru mine. Și-ți vorbește Dumnezeu și zice, nebunule, în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Ale cui vor fi? Mă rog Dumnezeu Sfântul să ne dea putere tuturor în dimineața asta să luăm pentru noi promisiunile lui Dumnezeu. Știți care sunt promisiunile lui Dumnezeu pentru noi? Am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Să vă citesc doar prima parte a versetului 10, Ioan 10, ar fi o mare nedreptate. Eu am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Asta e promisiunea care rămâne în picioare. Nu contează partea de țară în care locuiești, nu contează partea de lume în care locuiești. În momentul în care ți-ai pus viața în rânduială, în momentul în care te-ai legat cu toată inima de Dumnezeu, promisiunea care stă în picioare este asta. Am venit ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. De aceea, ce faci cu viața ta? Bogatul a făcut planuri fără Dumnezeu. A făcut investiții fără discernământ, a făcut promisiuni fără acoperire. Vă chem, dragii mei, insistent astăzi ca planurile pe care le facem să le facem în strânsă legătură cu Dumnezeu. Și înainte de a ne gândi ceea ce vrem noi pentru noi și pentru casa noastră, să ne plecăm genunchi înaintea celui preasfânt și să spunem, Doamne, ce vrei pentru mine și pentru casa mea? Doamne, ce vrei pentru familia mea? Haideți să lăsăm investițiile acestea pe care le putem face doar aici pe pământ, unde totul se va duce în cele din urmă și să ne punem întrebarea mai degrabă, Doamne, dar pentru Tine ce putem să facem? Pentru că știm că ceea ce facem pentru Dumnezeu rămâne și știm că într-o zi în cer ne vom întâlni cu răsplata noastră. De ce? Pentru că aici am lucrat pentru Dumnezeu, pentru că aici am transpirat pentru Dumnezeu. Nu te mai uita în oglindă și spunându-ți că ai toată viața înainte. N-ai toată viața înainte. Spunea David, între mine și moarte nu este decât un singur pas. Nu vă exemplific ce înseamnă pas. Există un singur pas. De la un localnic, am aflat ieri aici la dumneavoastră în zonă că în perioada comunistă foarte mulți oameni căutau să traverseze în not din Orșova spre Serbia, spre Iugoslavia. Știți la ce mă gândeam și meditam la treaba asta? Mă, ce dureros trebuie să fie să știi că între tine și libertate nu sunt numai 200-300 de metri de apă. Să știi că între tine și libertate sunt 200-300 de metri de apă pe care ai putea să-i traversezi în not. Ai reușit, ridici mâna și spui, sunt liber, sunt liber. Și mă gândeam apoi că din punct de vedere spiritual la fel stau lucrurile. Știați? Foarte mulți oameni sunt pe malul acesta, malul robiei, malul în care un despot numit Satan vor să-i țină în chinuri și în lanțuri, robi a tot felul de dependențe și totuși cumva li se aduce în atenție zorii aceștia ai schimbării. Într-o zi ca și aceasta în casa lui Dumnezeu. Prin cântări pline de har, prin cântări care efectiv sunt însoțite de prezența lui Dumnezeu. Și
Culmea că rămân pe malul acesta când ar putea prin simplu gest de a se arunca cu toată credința și cu toată nădejdea în brațul lui Dumnezeu, că totul poate să fie diferit. Și că în locul robiei este libertate și că în locul acestei deznădejdi este nădejdea în Dumnezeu și mulți oameni rămân pe malul acesta. Știți ce vă chem în dimineața asta, dragii mei? Haideți de pe malul ăsta să ne aruncăm și noi în apă și să traversăm spre Dumnezeu. Să notăm spre Dumnezeu. Da, vor fi, habar n-am, oameni, sniper, lunetiști, diavolul. Credeți-mă, Dumnezeu e mai tare. Dumnezeu are toată puterea în cer și pe pământ. Și Dumnezeu pe fiecare în parte ne va ajuta, binecuvântat să fie numele Lui. Vino pe malul acesta unde începe viața adevărată cu Dumnezeu. Vino în partea asta unde e libertate, unde lucrurile sunt în regulă, unde e bucurie, fericire și pace, dar nu independent de Cel Preasfânt, ci împreună cu Dumnezeu. De aceea mă rog pentru planuri binecuvântate, mă rog pentru investiții care să rămână și mă rog să ne însușim promisiunile lui Dumnezeu, care pentru noi sunt viață, binecuvântare și bucurie. Fiți binecuvântați! Amin! Continuând ceea ce deja până aici a fost spus înaintea noastră, aș vrea să vă atrag atenția, dacă aveți scripturile cu dumneavoastră, dacă nu le aveți, veți avea ocazia să verificați acasă, că înaintea desfășurării învățăturii pe care am auzit-o, în versetele pe care fratele nu le-a citit, măcar că sunt începutul, preambulul acestei învățături, așa cum este așezat în Biblia noastră, sunt trei adevăruri pe care vreau să le enunț în dimineața aceasta și au de-a face cu noi. Prima dată există posibilitatea, în ciuda faptului că Sfântul Cuvânt a fost clar și pe înțeles exprimat, să gândim citind în Scriptură că n-are de-a face cu noi. Un bogat. Și prin comparație nu suntem bogați. Atenție, vă rog, textul din ziua de astăzi sau pasajul biblic de unde s-a citit astăzi începe cu expresia unul din mulțime, ca să înțeleg că acel unul din mulțime pot fi eu și poți fi tu oricare ești aici. Versetul următor, versetul 14, ne spune că acest unul din mulțime avea o problemă cu care a venit la Iisus, o problemă mereu actuală, neînțelegerile de familie. Avea o problemă legată de moșteniri și el și fratele lui nu reușea să-i dea de capăt și avea nevoie de un arbitru extern. S-a gândit că el poate fi Domnul Iisus. Dincolo de versetul 14 avem și versetul 15. Nu doar pentru că este cronologic, ci pentru că așa curge învățătura aceasta. Vom realiza în prima spusă a învățătorului din textul acesta adevărul potrivit căruia viața oricăruia dintre noi nu stă în belșugul avuției pe care o avem. Și deja e posibil să cunoști lucrul acesta. Acesta este terenul pe care se spune pilda de astăzi, în care am fost îndemnat să facem planuri cu Dumnezeu, în care am fost îndemnat să facem investiții serioase, sănătoase și în care am fost învățat să facem planuri, promisiuni care să le putem împlini. Înțelegând că Dumnezeu este Cel care face promisiuni, care le împlinește întotdeauna, că El poate. Slăvit să-i fie numele! A introdus fratele pe final că îi place expresia doar Dumnezeu. Am să vă spun că în limba română expresia asta sau conjuncția asta, dar, este o conjuncție adversativă care pune totdeauna în contrast două lucruri sau lucrurile dinainte de ceea ce urmează. Tot ce a curs până aici are o istorie și acum intervine o altă istorie. Dar Dumnezeu, și El vorbește
cu omul acesta, cum am auzit o singură dată, dar are ultimul cuvânt. Asta așa ca să așezăm pe lucrurile acestea cuvântul spus până aici. În ton cu învățătura acestei zile, privind-o cu un alt ochi, vreau și eu să spun trei adevăruri care să rămână pentru noi, pentru analiza noastră, pentru frământarea minții noastre, pentru cugetarea noastră lăuntrică. Primul adevăr care vreau să-l exprim conform învățăturii acestui paragraf biblic este acesta. Că dacă tu nu vorbești cu Dumnezeu, nu însemnează că Dumnezeu nu va vorbi cu tine. Textul acesta, așa cum curge, îl vedem un om în acțiunile lui, în planurile lui, în realizările lui, până într-o zi a fost un campion. Până într-o zi ochii multora se întorceau spre el. Era deja reperat că era bogat și culmea l-o mai lovit nenorocirea asta, că bogăția lui urma să se înmulțească foarte mult, foarte mult. Până într-o zi, privirile multora se întorceau după omul acesta și doreau să fie ca el. Dar în ciuda realizărilor care sunt spuse aici, în ciuda avuției de care se vorbește, în ciuda faptului că, așa cum înțelegem, să o dimensionăm, ea i-ar fi putut ajunge pentru tot restul vieții, nu descoperim cum bine se țintea aici înainte, nu descoperim nimic legat de Dumnezeu. Nici o vorbire spre El, nici un interes spre El, nici un plan spre El, nici o aplicare spre El, nici o dărnicie spre El. Dar omul acesta n-avea niciun interes. Și mulți care ascultă astăzi evanghelica acestea gândesc: dacă eu n-am treabă cu Dumnezeu, dacă nu-L deranjez în niciun fel, dacă nu-I pun nicio întrebare, nici El nu are treabă cu mine. Dumnezeu are o mare treabă cu noi. El de asta a coborât în lumea noastră, spune cuvântul sfânt, că a venit ca să caute și să-i mântuiască pe cei pierduți. Așa că așteaptă-te, dacă ai îmbrăcat sau dacă îmbraci haina asta, a unui ai fost sau ești pierdut, să fii în atenția lui Dumnezeu, în atenția căutărilor lui Dumnezeu, pe drumurile propice pe care umblă Dumnezeu, și așteaptă-te să-ți vorbească Dumnezeu. S-ar putea să fii surprins astăzi aici de un cuvânt, de o expresie, de o învățătură. Poate până aici deja ai fost, poate urmează să fii atins într-o coardă sensibilă. Oameni buni, Dumnezeu a vorbit și continuă să vorbească. Slăvit să-I fie numele. Am să vă spun, trecând în zona foarte familiară fiecăruia dintre noi, despre cum vorbește uneori Dumnezeu. Am fost la un cerc de rugăciune. Cercul acesta de rugăciune, Dumnezeu s-a adresat unui om din mulțimea aceea, spunându-i Dumnezeu despre îndreptarea căilor lui, despre îndreptarea faptelor lui, pentru că este ultima oară când Dumnezeu îi vorbește blând, urmând ca după aceea să audă vocea lui Dumnezeu în absprime. Dumnezeu îl cunoștea. Noi nu-L cunoșteam. Poate unii îl cunoșteau. Sigur cineva îl cunoștea. Cei care au venit cu el, cei care au apropiat, cei în a căror biserică umbla, casa lui, soția lui. Dar pentru noi, într-un cer de rugăciune, care era undeva legat de o biserică, pentru noi omul acesta era necunoscut. Au trecut doar 2 săptămâni de zile și am auzit că, mergând cu o problemă de rezolvat spre capital, a avut un accident și că era contorsionat acum în spital, trecuse printr-o experiență dramatică, și asculta vocea lui Dumnezeu într-o altă stare. Dumnezeu îi vorbea acum într-un alt fel. Fără să pun întotdeauna dualismul acesta, Dumnezeu vorbește așa și apoi vorbește așa, vă spun acum clar și răspicat, Dumnezeu vorbește în multe feluri. Păcat, stai de la mine, că oamenii nu iau seama. Păcat că oamenii nu iau seama. Preobiților, Scriptura este înțesată de locuri în care citim voia lui Dumnezeu, în care auzim glasul lui Dumnezeu, în care vedem planurile lui Dumnezeu, în care vedem felul în care Dumnezeu vorbește. Ca să te întreb, ție ți-a vorbit vreodată Dumnezeu?
Când ai înțeles că ți-a vorbit Dumnezeu? Prin Scripturi înțelegi că vorbește Dumnezeu? Prin cântare înțelegi că vorbește Dumnezeu? În rugăciuni înțelegi că vorbește Dumnezeu? Că se ridică unii oameni și au un cuvânt special, înțelegi că e de la Dumnezeu? Se ridică în adunare proroși care vorbești, înțelegi că vorbești din partea lui Dumnezeu? Sunt oameni trimiși special de Dumnezeu pentru tine, pentru viața ta, înțelegi că vorbește Dumnezeu? Țineți cont de tot ce ați auzit astăzi că este valoros. Dar adăugați la toate acestea adevărul acesta. Astăzi Dumnezeu stă de vorbă cu tine. Astăzi Dumnezeu stă de vorbă cu tine. Oricare ești aici, oricare ești aici, oricare ești aici, oricare ești aici, mai tânăr, mai în față, mai în vârstă, mai în spate, implicat în lucrare, neimplicat în lucrare, frate care îl cunoști pe Dumnezeu de mai mult, de mai puțin timp, prieten care a venit aici poate din întâmplare sau răspunzând la o invitație, frate de aproape sau frate de departe, ne-a adunat Dumnezeu aici împreună ca să vorbească Dumnezeu cu noi. Și te vei uita în spatele tău și vei zice că omul acesta am ce să prezint ca și carte de vizită. Și dacă tu nu prezinți astăzi bogăția, ci prezinți vechimea în pocăință, dacă prezinți vechimea în lucrare, dacă prezinți vechimea într-o biserică și alte lucruri, eu știu care alte lucruri, nu însemnează că Dumnezeu Sfântul nu va transmite un cuvânt care te va mișca, care te va șoca și care va fi altfel decât tu te-ai așteptat să fie. Dacă am fi fost în locul lui Dumnezeu, oricare dintre noi, la un astfel de om, cum îl prezintă textul acesta, ne-am fi adresat prima dată în viață cu formula asta, nebunule? Probabil că nu. Preobiților, l-am văzut pe Dumnezeu și l-am auzit pe Dumnezeu de multe ori vorbind. Prețuiesc vocea Domnului, o cred, îmi place să o aud și am început să pot să o descifrez corect. Am început să pot să o înțeleg. A început să-mi placă de când înțeleg felul în care vorbește, felul în care Dumnezeu transmite și consider că e o mare binecuvântare să stea Dumnezeu de vorbă cu noi. Chiar și atunci când nu ne place. În adunarea noastră, unuia care era foarte apropiat de mine, la o seară de rugăciune. Vedeți, noi ne uităm așa. El e tânăr, e frumos, ea e bine aranjată, ea zâmbește, sigur îi merge bine, ăla pare liniștit, toate lucrurile sunt în regulă. O, cântărețe, slujitorii, toți ceilalți, s-a îndreptat Dumnezeu spre unul și a zis: oprire, oprire, oprire! Noi toți ceilalți n-am știut nimic ce însemnează asta. Și Dumnezeu îi cerea să se oprească dintr-un lucru din care n-avea putere să se oprească. Și dacă nu i-ar fi vorbit Dumnezeu în felul acesta, probabil că nu s-ar fi oprit și ar fi mers tot mai mult în ruină și în alunecare dincolo de voia lui Dumnezeu. Dumnezeu vorbește! Când Dumnezeu vorbește, noi luăm seama? Am să vă mai spun. Noi gândim că veșnică ne va fi sănătatea, se spune aici, veșnice ne vor fi planurile, lungă ne va fi viața și nu ținem cont adesea că la Dumnezeu lucrurile stau altfel și cântarele Lui măsoară altfel. Un om a cărui istorie am cunoscut-o, care a trecut printr-o experiență dramatică, el a făcut o promisiune lui Dumnezeu în vremea unei strâmtorări. Promisiuni de care a uitat. Promisiuni fără acoperire. Și într-o zi în casa Domnului, el nu era întors la Dumnezeu. Era un om din lume care a făcut o promisiune lui Dumnezeu într-un moment de mare strâmtorare. Un proroc al Domnului i-a vorbit și i-a spus: bărbatule, împlinește-ți hotărârea spusă înaintea Domnului, înainte de a fi prea târziu. Era o seară de evanghelizare și împreună cu el a fost și soția lui și cineva din casa lui și l-a întrebat acasă evident: ce a avut cu tine femeia aceea?
Și el a spus pentru prima dată o hotărâre făcută în taină, fără cuvinte, în inima lui. El a vorbit cu Dumnezeu în cugetul lui și a cerut lui Dumnezeu un mare favor pe care Dumnezeu i l-a dat promițând că se pocăiește. Și nu s-a pocăit. Trecuseră cam 2 ani de zile de când el făcuse promisiunea asta. Și a zis hotărât că trebuie să mă pocăiesc. La familia a zis, dar nimeni din neamunos nu-i pocăit. De ce să schimb credința? La ce nu pot să fii și aici? Ce vor zice prietenii? Ce vor zice rudenile? Ce vor zice vecinii? În ecuația asta nu întotdeauna trebuie să se întâmple așa, dar în ecuația asta a intervenit și preotul din stat, care era foarte aproape de ei, când a auzit că are de gând, a venit și i-a adus argumentele lui și toate astea l-au bulversat pe omul nostru. A stat o vreme în frământarea cuvântului, a fost frământat o zi, două, noapte, două, și apoi, după vreme, s-a așternut uitarea. Povestește el mai târziu că a fost o zi, era la țară, că ăsta lucra pământul, ca cel din text, a dus acasă un car mare cu fân pentru iarnă și niște nori amenințători, părea că aduc o ploaie foarte puternică, și niște vecini care l-au văzut, a zis, să luăm și noi unealtă, două, să mergem și să aruncăm rapid totul, să punem în scut, să punem la adăpost, să nu ploie acum, toată munca lui a dus aici. Dar pentru că nu avea suficiente unelte, el a mers la un vecin. Era seară, după un obicei care se mai păstra în zona aceea, niște frați mai în vârstă încheia o seară de rugăciune, postiseră, se rugau împreună. O casă ardelenească care era cu tindă, dacă înțelegi ce înseamnă asta, un loc care este înaintea camerei principale, el a intrat acolo auzind că rugăciunea s-a blocat, dar înainte de a ști dacă deschide ușa sau așteaptă să se termine, era presiunea celor care l-așteptau, presiunea vremii care venea, prin ușile acelea închise, Duhul care vede și cunoaște, i-a vorbit, bărbatule care a intrat cu un scop aici, împlinește, îți vorbesc a doua și ultima dată. Rețineți, frații mei, prieteni, a doua și ultima dată, împlineșteți făgăduințele făcute, altfel va fi prea târziu. Și pentru el n-a mai contat nimic, nici munca care urma, nici totul, nici prieteni, nici toți ceilalți. Și a adunat din nou familia în sala aceea și a spus hotărât, eu trebuie să fac pasul acesta, mi-a vorbit, m-a descoperit Dumnezeu, eram între uși, nimeni nu știa, oamenii se rugau, era spre seară, numai Dumnezeu poate lucra așa. Dar au intervenit familia, au intervenit prieteni, au intervenit vecini, au intervenit, omul s-a frământat o zi și două și trei și o lună și a uitat. Și în vremea în care își povestea cu amar experiența cu Dumnezeu, stătea pe marginea unui șanț, oamenii mergeau la o anumită oră cu Biblia, cu cartea de cântări sub braț, spre adunare și el spunea tuturor, duceți-vă, acolo-i drumul. Dar el n-a mai avut putere să calce pe drumul acesta niciodată. Îi vorbise Dumnezeu, i-a pus o limită pentru harul lui, har peste care el n-a putut să treacă. Frații mei, știți că harul până la care îți vorbește Dumnezeu poate fi diferit? O mână i-a spus lui Belșațar, ești ușor, n-ai preț. Și în seara aceea n-a avut nici măcar timpul suficient cât credem noi că vom avea să se îndrepte, să devină greu, hotărât, serios în planurile lui, în acțiunile lui. În noaptea aceea s-a terminat totul. Nu-s toate la fel. Ninive a auzit un proroc care a strigat și a zis, tu ai 40 de zile. Și un altul, tâlharul de pe cruce, a avut atâta har până în ultima clipă a vieții lui, dar noi nu știm nici unul cât va ține harul nostru. De aceea astăzi, dacă auzi vocea lui Dumnezeu, cum zice cuvântul, să nu ne împietrim inimile. Preobiților, chiar dacă noi nu avem niciun interes să vorbim cu Dumnezeu, Dumnezeu poate vorbi cu noi, că e stăpânul. Slăvit să fie ori de câte ori o face. Al doilea adevăr care vreau să-l spun din învățătura asta este acesta. Viața oricăruia dintre noi se va sfârși mult mai devreme decât gândim noi că se va sfârși. Păi credeți că omul acesta când a făcut planurile arhitecturale noi, când a dimensionat un nou hambar de o altă lățime, de o altă lărgime, de o altă înălțime, de un alt volum metric, credeți că omul acesta a gândit că nu o să aibă parte de ele?
Da. Și noi, chiar dacă nu facem planul de genul ăsta, facem altfel de planuri și gândim că avem vreme multă. Mama mea, și îmi face plăcere să vorbesc despre ea, nu mai este. Cumva mă răcoresc în suflet, ori de câte ori vorbim. Prin ea intra credința în casa noastră și sunt dator drumul ăsta pe care am intrat toată casa noastră unei femei. Mama noastră a fost prima care a deschis. Mama mea era atât de bolnavă, soția mea aici cu mine și știe. Și avea nopți în care nu dormea și avea aproape nimic, nu putea să mănânce. De orice era rău, mânca una, o durea una, mânca alta, o durea alta, deranja. Nu putea. Ar fi avut posibilitate, noi puteam oferi totul, dar nu se mai bucura de nimic. Ne spunea adesea, în noaptea asta n-am dormit deloc. Dar știți că n-a vrut să moară niciodată. Când vorbea despre viața, așa cum era viața de grea și de dură, gândiți-vă, să nu poți mânca aproape nimic și să nu poți dormi. Și pe lângă asta avea o plasă de medicamente, săracă. Într-o zi mă duce în farmacie. De fapt, am dus-o la medic. Am dus-o la un medic, a vrut neapărat, avea o siguranță dacă o duceam eu și medicul vorbea cu mine. Și am dus-o și medicul mi-a spus ce trebuie să fac pentru ea. Și apoi și-a dorit niște medicamente. Medicul respectiv era un medic pe care ea apelase la el, că a fost altul înainte, care nu i-a plăcut că ăsta scria numai un medicament, două. Și a zis, nu, ăsta nu-i serios, că nu-mi dă medicamente. Și l-a găsit pe ăsta din urmă, care ăsta îi dădea un cerceaf întreg de medicamente. Îi scria pe toată pagina. Sunt oameni care la aceeași problemă reacționă diferit. Și ea era mai hotărâtă și mai sigură dacă lua medicamente. Și m-a dus odată în farmacie și am luat tot ceea ce a fost de medicamente și a zice, mai am și cu tare și cu tare. Și m-am gândit atunci că mai bine aș muta farmacia acasă. Dar n-aveam competența asta. În ciuda acestor lucruri, oameni buni n-a dorit să moară niciodată. Știți ce zicea? Avea repere în viață cum avem fiecare dintre noi. Îmi zicea ea, mă, pruncule, asta e expresie de acolo, mă, nu era mă coptile, la noi eram mă, pruncule, nu vezi tu mă, paista 1. Noi suntem doi frați și sora mea avea 4, 3 băieți și o fată, cel mare, și zicea, mă, și începea să plângă, paista eu l-am crescut, mă. Eu l-am crescut, eu m-am sculat noaptea pentru el, eu i-am dat în gură, mă, că părinții lui au lucrat. Tu înțelegi, numai la nunta lui să mă ajute Dumnezeu să fiu. Era o bornă în viață de care ne legăm. Și frate și surori, Dumnezeu ne ascultă multe din rugăciunile pe care le facem. Nu toate, dar multe. Știți că a ajuns la nunta lui? Da, după el era un altul. Și ăsta asemăna cu tata, care a trecut foarte devreme la Domnul. Și mama iară cu lacrimi în ochi a zis, acum Dumnezeu e atât de bun. Dar și la ăsta aș vrea să fiu, că nimeni ăsta seamănă cu neamul nostru, mă. Mă, ăsta și dacă nu știi cum îl cheamă, știi că e de-a nostru. Și oameni buni. I-a dat Dumnezeu putere și a fost și la nunta lui. După doi băieți venea o fată și mama zice, nu, uite-te la ea cât e frumoasă, că o ducă asta, zice, uite la ea, Dumnezeu e drept, doar nu, doar s-a îndurat Dumnezeu de mine și ieși și la nunta ei și a fost, mă, fraților, și la nunta ei. Al patrulea era mai tânăr, mai nevalnic, s-a sonsurat înainte de ea și a fost și la nunta lui. Apoi mama s-a uitat la copiii mei. Marc trăia numai atunci, Marc e un bărbat zdraven, așa, făcut sport, are o palmă cât o lopată, lovea numai în 3 metri, îmi zbura mingea. Și zice, hai, dacă m-ar ajuta Dumnezeu. Dar nu mai a avut șansa asta. Înțelegeți ce am vrut să vă spun, frații mei, că noi avem borne reale, omenești, de care ne legăm. Copilul, fata, nunta, serviciu, casa, s-o termin, nu știu ce să fac, școala și alte borne. Înțelegeți că nu vom avea timp pentru toate? Că niciunul dintre noi nu vom merge până când gândim noi că mergem? Că mai devreme decât ne gândim, va veni implacabil chemarea lui Dumnezeu. Gata! Și când se va trage linia finală, ce va fi de tine? Ce va fi de mine, frații mei? La final, cu ce vom rămâne când Dumnezeu va zice, gata, ți-am ascultat o rugăciune? Sau dacă vreți în imaginea mamei mele, la unul ai fost, la doi ai fost, la trei, păi nu ești tu taroste să mergi la toate. Și într-o zi Dumnezeu zice, gata. Zici că ești tânăr, nu? Nu ești ca mama mea. În primul rând, al bisericii noastre, o biserică mare, frumoasă, ca și asta voastră, stătea o verișoră de-a mea. Nu mai avea pe nimeni. Era învățătoare.
nu venea numai la evanghelizări. Când a venit o prietenă mea din Cluj, care este un evanghelist deosebit, cum vorbește ăsta la evanghelizări, nu știu cât vorbesc, are o putere de chemare, a venit, s-a dus la el, l-a felicitat și a zis: Domnule, dacă dumneata mai predici așa cum ai predicat astăzi, dumneata pocăiește-ți alău! Și el zâmbind, zice: da, și pe dumneata nu reușesc să te pocăiesc, că doar ți-mi minte că și-am trecut tot ce stăteai. Și am întrebat: ce te împiedică? Era o femeie de treabă și bărbatul ei era un băiat deosebit de amabil, de liniștit, o familie bună, a avut 4 copii, pe fiecare au aranjat, oameni la locul lor. Și zicea ea: măi, Valer, zice, știi, acolo în sala profesorală, pe profesor, învățători vorbesc, mă, mi-e rușine, mă, dar ascultă-mă, zice, ies la pensie și mă pocăiesc. Fraților, știți că a ajuns la pensie. Dar ascultați ce cârlige are diavolul câteodată. Primește un telefon de la cancelarie. Auzi, Aurica, nu știu care, habar n-am ce s-a întâmplat în sănătate, s-au născut, s-au avea. Nu vrei să vii suplinitoare încă un an de zile? Încă un an de zile, că nu avem catedră. Și ea s-a gândit la bani, la faptul că poate ajuta copii. Și o să mă mai duc anoista. Și-a venit COVID-ul. Nu intru în probleme de COVID, spun doar că așa s-a întâmplat. Și pe soțul ei l-a prins COVID-ul și l-a răpus. Era un om bun. Nici n-am putut merge la mormântarea lui, că și eu eram în spital. Eu am stat în spital 15 zile tot pentru COVID. Și eu cred că de bine ce se înțelegeau și le mergeau. Într-o săptămână ea s-a pus și cred că a murit de inimă rea. Într-o săptămână a murit și ea, frații mei. Oameni buni. Și știți că n-a apucat să facă legământ cu Domnul? Pentru că Dumnezeu i-a zis, așa l-aude eu zicând pe Dumnezeu: bun, vrei să ieși la pensie, o să ai harul să ieși la pensie, dar fii serios cu promisiunea ta. O băga diavolul în cârlic și ea o zis: da, încă un an. Ce-i un an la Dumnezeu? Da, la Dumnezeu. Nu-i mult, dar la tine e mult un an. Și-a murit fără să aibă ocazia să facă legământ cu Domnul. Ca să spun în această zi, oricare mă auzi aici, că după tiparele acestea, oricare suntem aici, putem ține cont de adevărul acesta. Viața fiecăruia dintre noi se va sfârși mult mai devreme decât credem noi că se va sfârși. Suntem pregătiți pentru momentul acesta? Și să vă mai spun în final următorul adevăr. Poți să fii oricât de bogat, oricât de performant, oricât de relevant în neamul tău, în societatea ta, dacă nu te pregătești pentru veșnicie, ești nebun. Noi n-avem dreptul să zicem nimănui nebun și Biblia ne învață asta. Dar în ecuația acestui text nu e o jignire, ci un avertisment. Dacă ești performant, dacă ai realizat, dacă te uiți în urmă, ai lucru, ți-ai aranjat copiii, casa, serviciile, casele, mașinile, habar n-am, relațiile, dacă ți-ai rezolvat tot, ai ajuns și la pensie, te bucuri. Sau nu știu, dacă ai viața înainte, oricare ești aici. Dacă planurile tale sunt fără Dumnezeu, dacă investițiile tale sunt fără Dumnezeu, dacă promisiunile tale sunt din gândurile tale și dacă nimic n-are amprentă dumnezeiască, mă uit la omul acesta. Tot ce este în textul acesta este al meu. Grânarele mele, planurile mele, viitorul meu, hotărârea mea, odihna mea, toate ale mele, nimic, nimic, nimic pentru Domnul. Știți cum încheie textul acesta? Așa se va întâmpla cu oricine din mulțime, cu oricine care nu se îmbogățește față de Dumnezeu, față de cer. Vă aduc aminte cuvântul scris în aceeași Evanghelie: și ce-ar folosi unui om să câștige toată lumea? Nu există un astfel de om. Au vrut unii să o cucerească și au ajuns mai până în capăt, dar n-au cucerit-o niciunul. Hristos Domnul este singurul și o cucerește prin dragoste. Slăvit să-i fie numele. A noi oamenii niciunul. Dacă ar exista un astfel de om, zice Biblia că nu i-a folosit la nimic dacă își pierde sufletul.
Așa că dacă ești ok, dacă ai nume bun, dacă ai poziție bună, dacă ți este pasul apăsat, dacă ești tânăr, habar n-am, oricine fie aici, dacă nu te pregătești pentru veșnicie, ești nebun. Pentru că nu se sfârșește totul aici. Ce dramă! Oricum ne să-l prinde pe omul ăsta din pilda asta, trebuie să înțelegem. Eu am și o altfel de abordare în care mă uit cu un ochi la el și apoi mă uit cu un alt ochi la el. Cu un ochi îl văd un campion în vremea lui și în leatul lui. Și omul ăsta și-a știut aranja viitorul. Frații mei, să poți să-ți planifici totul, să poți să ai resurse până în capăt, să știi, să nu uiți, să știi că e nevoie și de odihnă, să știi că e nevoie de echilibru, dar să nu știi să-ți plănuiești veșnicia, să-i nebunie. Da. Unul din mulțime a venit la Iisus și vorbind lui, Domnul ne-a vorbit tuturor. Și eu repet doar gândurile mele, cele de dinainte au fost suficient de bine exprimate și întărite. Astăzi, cu tine a stat de vorbă Dumnezeu. Cuvântul acesta a fost pentru mine și pentru tine un adevăr. Dumnezeu a vorbit aici. Și ne-a spus fiecăruia dintre noi că viața noastră e mai scurtă decât ne gândim noi că vom fi. Că nu ne vom merge până în capăt toate planurile. Că nu ne vor izbuti până în capăt toate gândurile și toate acțiunile. Și mai devreme decât vom gândi noi, vom auzi cuvântul gata. Și că dacă atunci când vom auzi cuvântul gata, noi nu suntem în rânduială cu Domnul. Și dacă veșnicia înseamnă abis și durere și chin, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Închei cu cuvintele Apostolului Pavel, vorbite mai ales de înviere, nu cu Corinteni 15, dacă numai pentru viața așa ne-am pus nădejdea în Domnul, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar dacă ne-am pus încrederea în Domnul și în viața veșnică, și dacă luptăm pentru asta, trăim pentru asta și investim pentru asta. Nu știu dacă la voi se cântă la înmormântări cântarea și faptele lor îi urmează. Și ceea ce am făcut atunci merge cu noi. Rămâi acest cuvânt ca un reper, ca o analiză, ca o hotărâre pentru viața fiecăruia dintre noi. Și binecuvinteze-ne Dumnezeu pe fiecare să înțelegem ce vrea Dumnezeu de la noi. Amin.